Merge? 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 Merge camera? TV, un nou material extra, suntem la ATA, unde încercăm, alături de Ciprian, nu încercăm, stăm în dreapta, într-un Renault Clio de sport, așa cum îmi place mie să-i zic un Renault Clio, doar că acest Renault Clio este un pic mai special, pentru că se conduce doar de la volan. Ciprian are o mică problemă cu picioarele și și-a adaptat mașina... Uite pe ăștia ce îmi fac. El este Radu Gură Multă, l-ați văzut în podcast. Să-l urmăriți pe Instagram, Radu Gură Multă. N-are. Are. În după acolo l-avem pe Super Costin. Super Costin care nu fumează, scoate aburi pentru că afară e foarte frig. Și Super Costin se ocupă de asistența mașinii de curse de la Napoca Rally. L-aveam și pe Micnea, e un fotograf amator, am vrut să zic că e șoat, dar am zis că nu. Mai are timp să promoveze. Radu, trebuie să mergem și noi acolo? În cort? În cort? Ia vezi ce e. Da, hai să mergem și în cort, că avem aici acolo. El e fotograf. Cafeluța. Și tot acest eveniment este sponsorizat de Textar. L-ai prins cu sarmă în gură. Ai luat sarmale? O băgat sarmale? Ți-am niște suc de grefuri, că știu că combinat gref cu lămâie. Da, mi-e frică, la volan. Vreau să merg în cort acum un pic. Te mă, mângâie, mă, ce frumos. Haide, mă. Bagă-te la cort. I-am prins. Stai, am fost și în cort. Vreți careva cafea? Ia, de merinode. Gata, repede. Hai, mă, vreți. Engage Engineering. Așa se numește compania care face asistență la această mașină de curse? Multinațională, e multinațională. E bine, pauză. Asistență cât noi le pregătim. Cum facem, dregem? Suntem aici cu domnul Lup, the Wolf of the Wall Street, adică singurul pilot, nu? Din campionatul național de raliuri și VTM și tot ce înseamnă motorsport românesc, din câte știm noi, care conduce o mașină cu comenzi speciale. Dacă vrei să facem senzațional, chiar din Europa de Est. Europa, da, păi România e Europa de Est. Nu mai e nimeni în Europa de Est decât România. Adică trebuie să... Așa, bun. Ce este fantastic este că el a putut să plece de jos, să ajungă să participe în campionatul național de VTM sau chiar și raliuri, fără ca banii să vină de acasă. Banii nu au venit de acasă. Banii au venit în urma unui proces lung de căutări, sponsorizări și așa mai departe și de muncă. Au venit de acasă la început, că... La început, da. Așa. Dar dacă el poate să participe în campionatul național de raliuri sau poate să facă motorsport pentru că e pasionat, voi n-aveți nicio scuză, despre asta e vorba, material. Și acum, pentru că omul ne prezintă mașina, povestește-ne un pic despre comenzile care te ajută să o poți conduce, pentru că tu nu-ți poți mișca picioarele, de la brâu în jos ești paralizat, dar o să vorbim mai multe lucruri despre chestiile astea într-un podcast, că acolo avem o oră jumate și poate să vină și să ne zică mai pe larg. Acum vorbim de mașină și de comenzile speciale. Păi, după ce am construit acasă două mașini de curse, am avut posibilitatea în sfârșit de a face leasing pentru o mașină nouță de curse. Ok. Care este un Renault Clio de 1300 de centimetri cubi, 180 de cai, pregătit special pentru raliu, cutie secvențială, 5 trepte, omologat FIA, ultimul model de anul acesta, dar dacă e să o luăm după clasificarea FIA, cam cel mai ieftin, de aici se pornește în sus. Okay. Basic. Basic. Okay.
Dar mașina în condițiile acestea a fost 60.000 de euro fără TVA. Bun. Bun. Iar eu, ca să merg cu ea, pentru că e prima dată când o să merg la anul cu o cutie secvențială și are și ambreiaj care este folosit la plecarea de pe loc și la mersul în marș arier, trebuie acționat. Pentru asta am un motoraș acolo, la picioarele tale, și cu o unitate de control, iar în momentul în care o apăs, automat se apasă ambreiajul și când accelerezi, debraiază singur și se ridică. La fel face și în momentul în care mașina ajunge sub 20 de km pe oră sau viteza pe care vrem noi să o setăm. Accelerația este cercul acesta pe mijlocul volanului, pe care l-a apăs cu podul palmei peste tot. Frâna este mecanică, pentru că a trebuit, vreau să am feeling pe frânare și să simt ce se întâmplă cu mașina și este legată efectiv cu niște pârghii de pedală. De ce spui asta? Că o puteai pune pe un buton. Da, o puteam pune pe adică un buton, exact, așa cum e ambreiajul, de exemplu. Okay. Iar pentru că îmi lipsește o mână, a trebuit să pun padele în spatele volanului pentru a acționa levierul de comandă. Și explicația e foarte simplă. Când vin pe frânare, cu mâna dreaptă trebuie să frânez, cu mâna stângă trebuie să țin volanul și să dau trepte inferioare. Cam ăsta e procesul înainte de viraj. Da. Dacă vrem să-l luăm. Dacă nu... Dacă nu mai facem asta. Da. Bun. Cam astea sunt lucrurile destul de simple, așa când le vezi la prima vedere te sperie, vezi multe manete, culori, da, chestii, da, da. Clapete, carboane, cilindri și așa mai departe. Dar sunt ferm convins că dacă îți dorești suficient de tare și reușești mental să treci peste problemele pe care le ai, cu siguranță poți să te dai și să-ți urmezi visul, că despre asta e vorba. Despre asta e vorba. El este pasionat de mic și atunci normal că ăsta e cursul firesc al lucrurilor, să se întâmple. Și dacă vrei să facem ceva motivațional, așa, da. Bă, uite, eu zic sincer, dacă eu nu pățeam chestia asta, nu ajungeai aici. Nu cred că o luam pe calea asta, sincer. Probabil că nu știu, aveai o viață normală și aveai și tu o mașină, un pic de pasiune cu suspensie, da, un soft și o țeavă goală și probabil accesai anumite evenimente de amator, da, și restul îți vedeai de alte lucruri. Cam acum așa, da. Te-ai concentrat mult pe treaba asta. Cam așa cred că era. Simt. Da, dar nu contează, ne vedem în podcast. Marius o să vă ia niște cadre de aici și... Ai o întrebare, în afară de modificările pentru tine, ce modificări mai are mașina? În primul rând, pe scurt, roll cage, că este esențial, sistemul de stingere a incendiului, vorbim înainte de toate de siguranță. Celula de combustibil, care tot la fel e făcută special, și după ce vorbim de chestiile astea legate de siguranța noastră, putem să vorbim de performanțe. Mașina are și un kit de macadam, deci o să ne dăm și pe macadam cu ea, se schimbă tot suspensii, se pun burți, toate cele, ca să ajungă în mod normal la puterea asta. E supraalimentată, are un antilag, cutia secvențială face absolut toți banii, pentru că... Cât costă o cutie, zic? Hai zic, cât costă o cutie? De la 10.000 de euro. Da, nu e mult. Acum, la vremurile actuale, nu mai e. 10.000 chiar nu mai reprezintă o sumă, dar... Nu, tot e. Eu am ales să-mi iau o casă. Da, mă, da. Da. Trebuie să faci un credit și să ții o casă. Da. Și să plătesc 30 de ani, așa plătesc doar 5. Da, tot e mai bine. Da. Îți mulțumim pentru timp. Noi nu mai stăm, că aici a avut loc un eveniment, în transpirație, am avut, poate vântul e frig, dar îl chemăm la podcast și o să, și dacă aveți întrebări, le lăsați acolo în comentarii și share, like și subscribe ca să vadă și alții că se poate. Mersi. Oprește. 2 camera. Așa e la stax, bă, frate, se face treaba pe toate părțile. Te zic să-l pună pe Excel? Acolo?
Da. Păi ce te-ai băgat în fața m-am noastră? M-am băgat în fața. Ce-am făcut? Da, m-am strâns cu asta, dar nu mai pot să vorbesc. Nu mai mă aud eu afară, nu? Mă aud afară? Eu nu mă aud. În asta, știi? Te auzi, te auzi. Da, deci mi-am pus casca și cagula, ne urcăm în Renault. Îi dau ce... Da, te bagi, eu filmez. Aveți și fotograf la Stax. Hai, bagă-te.